În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. Fraților și surorilor, mulțumim bunătății lui Dumnezeu, care prin purtarea lui de grijă ne-a mai îngăduit încă o zi. Și după masa aceasta ne putem vedea aici, în această sfântă biserică. În dimineața aceasta, la Sfânta Liturghie, s-a citit Evanghelia înmulțirii pâinilor. Mântuitorul predicaseră o zi întreagă. Era spre apusul soarelui. Și Sfinții Apostoli au spus Mântuitorului: auzi, Doamne, dă-le drumul să meargă să-și cumpere din sate ceva de mâncare, ca să nu leșine aici de foame. Și Mântuitorul a spus: dați-le voi să mănânce. Doamne, ce să le dăm noi să mănânce? Avem o 200 de dinari, dar nu ne ajung banii aceștia. Între timp, se pare că Andrei a găsit un băiețel care avea cel întrăistuca lui 5 pâini și 2 pești. Fac o paranteză aici, pentru copii. Mămica lui i-a pus dimineața și a spus: te duci și l-a spus pe Domnul Iisus, uite, spun aceste 5 pâini de orz și acești 2 peștiuși mici. Și imaginați-vă, ca și copil, să stai o zi întreagă să-l asculți pe Iisus și să uiți să mănânci. Așa a fost acel copil. L-a adus acolo la Iisus și copilul a spus: vrei, Doamne, pâinile și peștii mei? Dacă vrei, ți-i dau ție. I-a luat Iisus, Evanghelia spune, a ridicat ochii în sus, a mulțumit, a binecuvântat, a frânt și a dat Sfinților Apostoli să împartă. Au împărțit Sfinții Apostoli și Evanghelia spune că erau 5.000 de bărbați, zic eu, probabil 5.000 de femei și o grămadă de copii. Și-au împărțit, și-au împărțit și Mântuitorul spune: adunați acum ce-a mai rămas. S-au săturat o grămadă de oameni și au mai adunat 12 coșuri pline de fărâmituri. Aceasta e Evanghelia zilei de astăzi. Aș vrea să luăm din ea învățătură pe îndelete și o să fiu simplu și, cum am obiceiul, cum spun, băbește, să le luăm din Evanghelia aceasta. Primul mare adevăr pe care aș vrea să-l învățăm e următorul. Nicio problemă, nicio nevoie nu este prea mare pentru Mântuitorul Iisus ca să poată fi rezolvată. Nicio problemă, nicio nevoie nu-i prea mare pentru Mântuitorul Iisus ca ea să poată fi rezolvată. În vremea aceea, problema era foametea. Vreau să știți că acum, când noi stăm aici, probabil sătui, sunt 40.000 de copii care în fiecare zi mor de foame. Sunt 2 miliarde din lume care pot să mănânce doar o singură masă pe zi. A treia parte din populația lumii rabdă mult, mult de sete. Fraților, spunem noi că e criza acum, dar fiecare dintre noi mâncăm, poate că felul 1 fasole, felul 2 cartofi și mai punem ceva și felul 3. Nu uita, suflete, să-L binecuvintezi pe Dumnezeu, că de la El vine orice dar bun și desăvârșit. Dar revenim acum. Nicio nevoie, nicio problemă nu-i prea mare pentru Iisus ca El să o poată rezolva. Am auzit povestea unui băiețel de vreo 5-6 ani care se juca cu o mașinuță undeva pe un trotuar, era nisip și la un moment dat a dat de o piatră mare. A încercat el să o scoată de acolo, dar ce să poată scoate? Tatăl îl privea și spunea: folosește-ți toată puterea care o ai la dispoziție. Și băiatul din nou și-a pus el puterile, ce s-o poate ridica? Și din nou tatăl i-a spus: băieț,
folosește toată puterea care o ai la dispoziție. Și din nou băiatul s-a căznit. Ce s-o poate lua? Și apoi tatăl i-a spus, fiul meu, eu sunt tatăl tău și eu sunt la dispoziția ta. Dacă tu mă chemi pe mine, eu îți toată puterea ta și imediat am să-ți vâri piatra aceea de acolo. Și a venit tatăl și a apucat ca unele mâini și a aruncat piatra de acolo. Frații și surori, din Hida, din Racăș, din Sămihaj, la dispoziția noastră stă Dumnezeu cel atotputernic. Apostolul Pavel era în temniță când spunea, pototul prin Hristos și cu ajutorul Lui care mă întărește. Primul mare adevăr, eu nu știu nevoia dumitare, nu știu cât e lipsa de mare, nu știu cât e boala de grea, dar pot să spun un adevăr atât. Fiul lui Dumnezeu, dacă te unești cu El, are putere să te atingă de rana ta, de durerea ta, de necazul tău, de sărăcia ta. Nici o problemă nu-i prea mare ca El să nu o poată rezolva. Al doilea adevăr, nici o persoană nu-i prea neînsemnată ca să nu poată fi folosită de Iisus. Repet, adevărul acesta e central în Scriptură. Nici o persoană nu-i prea mică, nu-i prea slabă ca ea să poată fi folosită de Dumnezeu pentru a binecuvânta pe alții. Când ne uităm în Scriptură, o să vă dau câteva exemple. A fost un băiat mic, avea o praștie mică, dar cu o praștie mică, Dumnezeu cel veșnic l-a folosit să bată pe un Goliat mare. Fraților, noi suntem ostași și noi ne uităm cu mare admirație la Părintele Iosif și trebuie să o facem. Noi suntem însă departe de El. Aș vrea să îl descriu dacă a fi trăit în vremea aceea. Era un preot la 30 de ani, văduv. Văduv cu un prunc după el, cu cancer la colon. A avut 7 operații. Un om care nu predica tare, el nu avea putere să strige. Dar a fost bărbatul care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și nimeni în istoria neamului nostru, prin nimeni, n-a binecuvântat Dumnezeu țara aceasta. Ca prin acest preot de 30 de ani, bolnav de cancer, care a murit la 50 de ani. Dar, el a spus, sunt la dispoziția ta, Doamne. Venim în istoria noastră și ne uităm la fratele Dorz. Sigur, noi știm cum ne predica frumos. Dar, el a fost un băiat de țărani simpli, undeva de lângă Bihor. Cu greu a putut urma 7 clase la școală. Când a fost în clasa 7-a, a luat premiul întâi. Directorul școlii i-a înmânat ca și carte de diplomă corabia lui Noie de Părintele Iosif. Am auzit eu cu urechile mele mărturia aceasta. Fratele a spus, m-am dus în podul șurii după ce am citit cartea și mi-am dat seama că eu sunt în afara lui Dumnezeu. Și-am plâns, și-am plâns, până când paiele care erau sub mine au fost ude. Și-a spus dânsul așa, când am coborât de acolo, am simțit că sunt un alt om. Dați-mi o carte de cântare de acolo. Fraților, un băiat de 14 ani, care a spus, îl voi iubi nebunește pe Dumnezeu, mă pun la dispoziția Lui. Noi astăzi cântăm cântările nemuritoare și ele sunt cântate în lumea întreagă și transmise pe internet. Vă spun ceva. De multe ori, puterea noastră, talentul nostru, îl împiedică pe Dumnezeu să lucreze. Metoda lui Dumnezeu e să ia oameni foarte simpli, lucrurile foarte mici, să le bată, să le facă de rușine pe cele mari și pe cele tari. Ascultă-mă, voi fi foarte practic. Nu ești prea mic ca să te pui la dispoziția unui Dumnezeu atotputernic. Un bărbat al lui Dumnezeu spune așa, n-a văzut lumea vreodată ce poate face Dumnezeu printr-un tânăr, printr-un băiat și o fată care se predă totalului. Nu uita, nu ești prea mic
ca Dumnezeu să se poată folosi de tine. Al treilea mare adevăr. Primul era nicio problemă, nu-i prea mare, ca Dumnezeu să l-o poată rezolva. Doi, nu ești prea slab. Poate că ești prea arogant, poate că te crezi prea în putere și de-aia Dumnezeu nu poate lucra pe tine. Dar nimeni nu-i prea slab. Oricine spune, mă pun la dispoziția ta, Doamne, lucrează prin mine. Dar acum vom ajunge la cheie. Ca să se întâmple minunea în viața ta, trebuie să pricepi următorul lucru. Ca să se fi întâmplat minunea atunci, a trebuit, știi ce? Copilul să dea totul. Mi-l imaginez pe copilaș venit înaintea Domnului și el n-a spus așa. Doamne Iisuse, pâinea aceasta e pentru tine, pâinea aceasta e pentru mine. Peștele acesta e pentru tine, peștele acesta e pentru mine. Nu, nu. El a spus, Doamne, eu dau tot ce am. Repet, ca Dumnezeu să facă minunia în viața ta și în viața mea, e nevoie să punem tot ce avem pe altar. Voi reveni la adevărul acesta. În 1920, undeva la Dej, de fapt în toată perioada aceea, și noi la Buciu, au fost comunități mari de evrei. Un evreu la Dej i-a spus soției sale așa, aș vrea la aceste Paște să îmbrac un copil, cel mai sărac copil din Dej, să-l îmbrac din cap până în picioare, să-l încalț, vreau să-i dau de mâncare lui și familiei lui. Ești de acord cu asta? Și soția a spus, fă ce ai pe suflet. A căutat un copil sărac de 14-15 ani, l-a chemat la el acasă, l-a îmbrăcat din cap până în picioare. Băiatul a spus, nenea, de ce îmi dați? Niciodată n-am avut felinuță de acestea pe mine. Niciodată n-am avut astfel de pantofi. Și apoi i-au împus o sacoșă mare cu mâncare. Băiatul a plecat. Cam în 5-6 ani, printr-o împrejurare, băiatul acesta a fost coptat, a plecat din țară, a ajuns în Germania și a ajuns ofițer în armata lui Hitler. În 1940-41, când Hitler a strâns toți evreii la Auschwitz, vreau să știți că și familia de la Dej a fost dus acolo. În fiecare zi, am văzut zilele acestea un film, un documentar din vremea aceea, în fiecare zi, sute de oameni dintre cei mai slabi, venea un ofițer și spunea, tu, la camera de gazare. Și toți evreii erau plini de teamă, acum vine rândul nostru. Într-o zi, înaintea acestei familii din Dej, a venit evrei din Dej, a venit un ofițer cu cască, înarmat din cap până în picioare. Și le-a întrebat, voi sunteți de la Dej? Da. Au început să tremure, a spus, acum a venit rândul nostru. Și a luat casca din cap și a spus, mă cunoașteți? Nu te cunoaște. Știți că în urmă cu 20 de ani, un băiețel foarte sărman l-ați luat, l-ați îmbrăcat din cap până în picioare și ați dat o traistă de mâncare. Să știți că eu sunt băiatul acela. I-a luat pe mâini de mână și a spus, vă rog să mă urmați. Noi oricum nemții pierdem război, vin americanii și vă duceți unde vă văd ochii. Familia aceea s-a întors la Dej. Dar toată viața a spus, Dumnezeul nostru niciodată nu uită ce am făcut în numele Lui.